beau până dimineață, asta da nenică viață. Autoritățile nu fac absolut nimic. Am tot respectul pentru autoritățile române. Problema e asta. Nu e groapa făcută încă și nu pot să fac să o mormântăm astăzi. Mâine nu va veni decât numai familia. A dat o sigilată, nu se apropie nimeni. Nu o să fie niciun fel de problemă. Respectăm tot. Și mâine o îngropăm creștinește și că încă nu e gata groapa. O să ținem aici la capelă, am vrut să ținem la o biserică, până mâine. Se vine doar 7-8-10 persoane, atât este normal, restul nu vine nimeni, absolut nimeni. Soția mea a stat numai închisă în casă singură. N-ați locuit cu doamna Catanga? Nu. Păi normal, ea stătea la etajul 1, eu stăteam la etajul 2. Păi pentru ce să părăsesc în moment ce n-am absolut nimic? Dacă nu am absolut nimic, trebuie să stau închis în casă portat. Cine face toate pe treburile astea? Cine le face dacă nu eram eu soțul ei? Domnul, să ne rugăm de domnul protocol, de domnul Rael Arafat să facă treaba asta. Să facă o derogare. Păi înțelegem că DSP-ul nu va da niciun fel de derogare în acest moment. Inclusiv păi, în normal, contextul trebuie în care noastră... Nu avem nimica. Domnul, nu mă luați cu derogări. Și cu a doua mormântăm și cu asta basta. Dacă nu vreți să poate nimic în țara asta. Nimic nu se poate. Sicriu, unde l-ați dus, domnule Pădureanu? Unde se îndreaptă Sicriu în acest moment? Unde se îndreaptă? Unde mergeți cu Sicriu acum? Suntem aici la cimitir. O depuneți acolo, la capela cimitirului. La capela cimitirului până în seara asta și când e gata groapa, mâine o mormântăm. Nu vă este teamă de dosare penale, de amenzi, de autorități? Păi ne teamă, doamnă, dar dacă suntem în regulă, n-am făcut absolut nimic, doamnă.